Bună seara, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem la stupirea unui ucenic de-al meu, care de timpuriu, de câțiva ani încoace, a tot urmărit tot ce se întâmplă pe internet. Și iată performanța pe care o realizează Costică Sterea, nu așa, Costică? Vine încoace ca să te vedem și să stăm de vorbă un pic. I-am dat drumul la cameră, Costică, pentru că vine noaptea și nu se mai vede. Dragilor, iată câtă dragoste se află în inima lui Costică, pentru că și-a organizat atât de frumos aici, ca să nu fie curent, să fie... Deci, iată, și voi puteți face asta. Te salut, Costică. Vă salut, domn profesor. Mă bucur mult să ajung la tine. Sunt din drum, dar iată că am făcut tot. Te rog să filmezi tu, că stau un pic de Costică. Costică. Deci nu faci degetul să nu-l poți la aici la cameră. Eu sunt numai pur și simplu totul filmez, da? Costică, spun, o bucurie m-a prins. Bine ați venit. Că am venit așa din sunt în trecere. Bună ziua. Și n-am putut să da. Vă salut. Vă rog. N-am putut să nu mă abat, tot ți-am promis eu că cum reușesc să trec prin zonă, mă opresc la timp. Bună ziua! Eu am fost o mașină cunoscută al lui domn profesor Urso. Așa este, gatari, așa. Vă urmăresc într-una la televizor, super, la televizor pe internet, super, da. Să trăiți. Uitați, acum am povestit. Eu anul trecut am luat doi stupi. Așa? Și chiar vreau să trăiți. E, mă, pământ. Vecinile lui doamna Ioana, veterinară de la Ciortea. Da. Domnule, am organizat noi întâlnirea asta? Nu, întâmplare. Deci am văzut mașina, am întors capul, da, da, da. Vreau să opresc un pic. Știi? Da. Mașina, da. Mașina ușor de recunoscut, e unic în țară. Da, așa. Îmi pare bine, vreau să vă sun, dar zic, mai las, în februarie, la sfârșitul februarie, începutul martie, vă sun, ca să văd unde să vin la dumneavoastră, că nu știu unde să vin. Vineți la Bacău? Da? Vin eu, Costică, dacă vreți. Costică, știi foarte bine. Am văzut, o chestie, zice, tot timpul când prezentați, nu știu ce, să trăiești domn Costel, șeful de la Hilegiu. Pupa, zic, fii atent, dar nu știu din dumneavoastră. Deci n-am știut. Deci părinții mei se trag de aici, dar n-am știut. Din 2 ani de zile. Și aș vrea să... Da, e minunat. Acum remarcam câtă dragoste are pentru a-și organiza treaba și făcându-și acest spațiu, am prejmuit, să nu fii curent, să nu știu ce. Iată, livada deja pornește, să stea mâini poimi la vinuții, la adăpost, la adăpost, la umbră. Dacă vă spun că azi am umblat la unul, să mă uit să văd ce se întâmplă. Da. Deci am doi stupi, sunt orizontal, m-am uitat, nu știu ce. Acum nu știam dacă la început socru are vreo câțiva, dar zic să am eu, ai mei. Da. Nu știam, să le pun mâncare, să nu le pun, ce se întâmplă, care treabă. Și am pus un pic de mere zahăr, sunt într-o pungă, am găurit un pic și am pus deasupra pe podișor, cu vreo săptămână mai bine când a fost cald deasupra. M-am uitat, nimic, nu, deci nu mănâncă. Bă, cred că are mâncare. Și am scos unul azi, are mâncare, domnule, înăuntru, are mâncare suficient. Da, nu pe podișor. Nu. Trebuie să-ți puniți pe teaza ramilor. Da, pe podișor am pus, pe sit, adică nu pot. Pe sit. Nu se urcă până acolo. Nu se urcă. La asta m-am gândit. Veniți acum cu... am scos una, o turtă. Ce a spus în punga aceea, dacă mirea cristalizată, da. La una am scos și am pus direct pe teaza ramilor. La una am lăsat așa, vreau să văd care cum... Faceți pentru amândouă. Da. Rezultatul este perfect. Da? Da? Puneți-o da. Și petează și atunci și mai veniți pe la Costică, mai vedeți câte ceva. Hai, de acum dacă Costică are șmecheria pusă la punct când noi lucrăm în folie dublă. Hai, dar chiar am văzut chestii... După cum se vede, marea majoritate din stup iernesc cu 5 în familie, 5 roiuri într-un stup. La ora actuală. Știți ce am avut probleme. Ca să nu ne audă nimeni. Da. Costică din nou familie a făcut 60. Dar v-am auzit când am spus. Da? Am vrut să fac un grup, tot așa, fac un grup și vin la dumneavoastră. Da, vă da. Sun și vin la dumneavoastră. O, cineva din Ciortea de Sus, o fată care are la Curița. Așa, cu socru care așa. Și eu, deci acum, deci prima, în iarna asta cel puțin am avut timp și am avut timp, v-am urmărit, cred că aproape toate filmele, să nu exagerez. În iarna asta, la mine de 2 ani de zile, sunt 2-3 ani. Dar nu, nu mă plictisesc, nu mă plictisesc, atâta îmi place, atâta vă ascult, iar dau, iar nu știu ce, iar nu știu cum. A avut o perioadă stagnat, domn profesor, a avut niște necazuri. Știu, în perioada aia când aveam și eu nevoie, eu ce să mă mai uc, că dacă dânsul avea probleme, asta e, am stat și... Ca el o pățit foarte mulți, pentru că pe momentul acela a fost un gol, n-am mai pus filme și atunci a fost... Din drum, nu se vede din drum. Da, nu mă gândeam, băi, zic, poate nu fi aici, mă gândeam, poate vezi pe la Elegiu, sau de unde sunteți dumneavoastră, nu știam. Aici, nu, eu sunt de la Iași deloc, dar... De asta nu știam.
că chiar cineva mi-a zis tot așa un verișor, zice, deci aș merge și eu, tot îi povesteam, tot spuneam, și hai că mergem împreună într-o zi să mergem acolo, și urma să rezumăm. Și acum întâmplarea, opa, dar oprez. Da, minunat, da. Minunat. Mă bucur mult bine. De tot. El este pentru mine un model pe care vreau să-l urmeze foarte mulți dintre cei care pleacă pe tehnologia asta. De ce? El a stat, a urmărit câțiva ani de zile. Când a înțeles fenomenul... Deci acum 2 ani, 3 ani de zile, da, când a avut profesor probleme, tot am stat și am zis, băi, poate mai postează, dar am avut necazuri. Asta a fost situația. Da, da. În schimb, le-am preluat pe celelalte care le-a postat după, da, aia. După aceea, când mi-am dat drumul, lucrurile s-au legat și toată treaba a mers. Acum să vă spun o noutate. Da. Sunt vineri, la ora 1, da, am obținut audiență la ministrul secretar de stat la agricultură, da, și voi merge cu 2 probleme foarte importante. Da. Sper să-l reușesc să... Iată, se filmează am asta. Am discutat și cu domnul profesor, da, una dintre ele este sensibilizarea apicultorilor, măcar 1 milion, să dea un sprijin. O subvenție se obține. Da, subvenții, da, da, pentru, da, de la... pentru că sunt multe cheltuieli. Ei nu văd, astea nu se văd, dar hrana, tratamentul, rami, sârmă, da, sunt... Da, cel care vrea să pornească și să, da, facă din asta o activitate, guvernanții nu-și dau seama, nu le-a, da, deschis nimeni ochii, dar se întorc înzecit. Investiția care se face, da, se întoarce, da, 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 în 10, pentru locuri de muncă, în, da, momentul în care începe să se lucreze și, da, mai mulți... Polenizând, da, nu mai spun, da, da, nu mai spun. Copaci, pomi, nu știu ce sunt, ierburi, este toate... Cu impact din contra, colosal. Atunci, da, 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 da. Se spune, da, că Einstein spune așa, dacă albina dispare, 4 ani mai avem de trăit. Da. Atenție multă, pentru că tot ce înseamnă polenizarea, care e un lucru extraordinar pe care albina la toate bălăriile, toate ierburile astea. Asta înseamnă ce? Iarba pentru animale și uite de aici animale și noi de aici trăim. Deci de aceea în exterior se plătește polenizarea. Deci la culturile care sunt... Eu fac cu niște pieri, cu niște mături. O fac pe albina. Deci un fel de ce înseamnă... cum ar fi o pană, da, cu peni, da, și reușește să, pe floare, la o floare, la alta se mută și fac câte muncă. Ei, da, fac, da, polinizare, da, da, artificială, când ar trebui să... Sigur că da. Și la cât teren avem și cât... Vă știi că sunt zone melifere neexploatate, da, știi ce înseamnă, da, în țară, dacă cineva face ochii mari și ar înțelege... Este una dintre cele mai mari... rezervoare, da, de pentru ca zone melifere. Da, da, și natural, nu vă... deci nu... Da, 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 pământul nostru nu e otrăvit cum este otrăvit în exterior. Da, da, da. Dacă cineva înțelege, când un grup de apicultori într-o anumită localitate au decis să facă treaba asta, ei vor fi frământați să facă tot ce depinde de ei pentru ca să-și lărgească baza meliferă. Adică plantații pe terenuri care sunt degradate, cu salcâm, cu tei, cu nu știu ce. Iată! Iată, este extraordinar. Extraordinar ce spune. Mi-am pus jumătate de hectar de facele, dar nu mi-a ieșit. Mi-a ieșit decât așa. Păi și eu am cumpărat un kilogram. Da, da, da. Dar asta, știi ce faci tu? Un confirm exact ce tot spun eu, că oamenii se vor strădui ca să-și lărgească baza melifere, pentru că el vrea să stea acasă, să producă și costică. Toate, aici avem colectoare de polen, știu, este o chestie, păi, extraordinară. Tocmai de asta, eu vă sunam și... Dar trebuie să ajungă de asta. M-am luat 5 kg. Trebuie să ajungă de asta. Luat așa ușor de la ele, că eu am mers pe mulțiri și vă dați seama, trebuie să-i las și lor acolo. Pe da, 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 da. Știi câte kilograme o familie de polen are într-un an? Între 30 și 50 kg de polen are nevoie pentru ea, pentru ea, 30-50 kg de polen. Iar dacă venim cu sistemul ăsta de colectare a polenului, gestionăm așa fel lucrurile încât pe ea o trimitem tot timpul, nu mai apar momentele acelea în primăvară, da, de blocaj. Costi, că ți-amintești? Da, știu. Da. Atât o zi luam eu și 7 zile ele. Da, super veste. Da. Atât. Da. O zi este a mea și 6 zile este a lui. Nu, dar ce super veste. O zi a mea și 6 a lor. Da. Da. Dar, Costi, că se face chestia asta, o să mai explic în filme, se reglează. Împingând un pic mai înăuntru, trece și mai multă albină care se duce. Așa l-am reglat, în așa fel, ca să mai treacă, indiferent de situație. Da, chiar da. Mulți și oțet, cum a zis dumneavoastră. Oțet este pentru vițel. Da, 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 da. Superb este, superb este. Da, da. Dar să-mi termin ideea, în condițiile în care
se reglează tinuț acolo și am arătat și o să arăt în continuare. Ei bine, albina nu mai ajunge să blocheze primăvara datorită nevoilor mari pentru creșterea puietului și găsindu-se polen din abundență, ele blochează câte două, trei rame. Și tu, apicultor, ești foarte trist, băi, m-a blocat cu polen și în loc să pună puiet, nu are spațiu. El își dau seama când s-a blocat, zice, gata, nu mai aducem. Dar de ce să nu le iau polenul acela și le țin în sare activă, într-o alertă continuă și ele să se ducă tot timpul la polen, da, să ducă la polen, da, și îl culeg și el pe partea cealaltă. Da? Deci, dragilor, asta e foarte important, că avem produse pe biostup pe care nu le găsim la stupul tradițional. Și calitatea polenului este alta. Hai să spunem că aici bate vântul, ploaie, umezeală, etc., etc., când stă afară. Da, 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 sigur, asta e bagat în interior, da. Povestea e fiecare sar, nu deranjezi familia, nimic, deci totul este perfect. Costi, că mi-ai făcut o mare bucurie, n-am ajuns până acum, văd stupina, mă bucur tare mult să văd, să constat chestia asta la tine. Tu ești un model pe care l-am mai publicat, am mai vorbit de el, dar n-am ajuns cu ochii mei să văd performanța lui. Da, 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 da. Sunt foarte multe stupine în momentul ăsta, în genul în care te afli tu, plecând de la unul sau două familii, cum una, două familii, și înțelegând mecanismul, oamenii s-au dus și tocmai, dezvoltă foarte bine. Poate dezvolta la maxim. Da. Nu există în alt stup performanța pe care o atinge aici. Nici nu-ți cumpăr. Da. De aceea invităm pe toți prietenii noștri și îmi exprim bucuria. Știi, mă gândesc că trebuie să sar spre Bacău acum, dealul ăsta aici, 50 km, dar mai puțin. Chiar dacă este și ceață, tot îmi spun bine că am reușit. Costică, hai deci să mă arăți! Cum iernează ele? Uite, mai este, nu mai povesti. Dar de ce spuneți de asta că a spus câte 5 să niște răiești. Aici au rămas decât una singură, că mi-au murit. Deci mi-au murit... Da, v-am auzit la televizor și eu am rămas cam așa, din 9-60, s-au cum prezentat filmul la mănăstire acolo când au venit aici cineva. Aici e una singură, așa. Deci asta mi-a murit. Dar ele mai vin și de acolo și colectează. Da, aici este o singură familie. Dați-vă, uitați, nu se poate, nu se poate. Dă-mi voi să filmez, că asta îmi place foarte tare. Trebuie să văd eu. Exact. Costică, prietenii noștri să vadă lucru nemaipomenit. Deci mierii de albine au și aici. Deci omul sfințește locul. Iată, omul sfințește locul. Costică, când mai ai câte o idee de asta, vin și eu la tine, învățăm unii la alții. Să spun pe cea dreaptă. Așa trebuie să înțelegem. Deci învățăm unii la alții. Care se învață și fără să-ți dai seama, domn profesor nu le spune chiar, le spune la fiecare film ca omul să înțeleagă și din ăla și din ăla și atunci le pui sigur, cap la cap. Sigur, că eu notez anumite chestii, e super. Așa și notez. Uitați, dragilor, lucrează în folie dublă. Da. Asta e sistemul nostru. Da, aici da? Uitați, folie dublă, folie dublă, la capăt, de pe acolo albina intră. Deci ăsta e mort, dar el vin de acolo, vin și în partea asta. Am înțeles. Deci tu aici, dar folia dublă trebuie să o înțeleagă toată lumea. Asta. Da. Așa. Da. Este izolat și în față totul făcut. Toate condițiile. Uitați, totul făcut. Dragilor, izolat. Deci aici este minunat cum. Și aici un mor singur roi este aici? Uite, adică cât asta de aici? Da. Aici am avut două. Dar mi-a murit asta. Nu știu ce s-a întâmplat, m-am trezit. Probabil că a fost marța mai... Aveți numai, ca să poliți aici i-am pus o de asta de mâncare, deci, să aibă o ramă. Da. Aici așa arată biostipul și aici el... Am o ramă cu mieri. Așa. Asta e velate? Da, este modelul de cat. Nu, am văzut și la cat. Da. Au fost puse rame pe... Costică, hai să le arătăm prietenilor noștri ce înseamnă rama crescută în biostup. Da? Dragilor, vă arătam de la mine și aveați impresia că eu am rame speciale. Nu, toate ramele așa arată. Nu găsești o celulă, dar o celulă nu găsești litrântor. Toate sunt numai de albină. Așa suntem. Și asta este cu mâncare. Deci a fost... N-am luat la mine. Asta e ca să dau deoparte. Asta e mâncare. Ești tot.
Da. El ești coleg de aici și strag acolo și bagă înăuntru. Deja au tras. Da. Invers ca să poată să iei. Da, o să ia și partea alaltă. Ele vin pe aici. Da. Avem ochișorul acela deschis. Deschis și el vin pe acolo și șeau. Da, deci asta e. Deja miroase usturoi. Sunt acum ieșite niște turte pe bază de usturoi. Usturoiul... Tratament natural. Da, este... Acel antibiotic de care știm noi deja și care are un efect noi ceapă. Acum, până... Dacă după aia intră mirosul. Sigur. Da, categoric. Categoric. E perfect tot ce aici, văd aici. Cum am chinuit eu, cu boți, cu astea, ramă, așa, ouă... Tot notat. Bravo! Eu, doi, trei. Da. Să scrii cu cretă, că creta poți să ștergi. Da, știți așa? Cum a fost, când pleci pe drum... Eu m-am învățat tot de la cine am luat, scria cu cretă și cu cretă se poate șterge. Fiecare vine câte o idee, așa pleci. Pitra a ținit controlul. Da. Are cartea cu el. Da. Așa este. Și mai este unul acolo. Mai dau unul la unul. Dar și chestia asta cu polistirenul? Deci se izolează. Polistirenul odată se izolează de aici. Și mai am și izolații de desubt. Deci totul este făcut. Da, condiții perfecte. Se izolează și de desubt, și de deasupra. Plus că capacul are și el izolații. Sigur că da. De constructor. Capacul este din constructor, are... De desubt sub placajul ăsta mai are polistiren. Da. Deci totul e gândit cât se poate de atent. Da. Performanță foarte, foarte, foarte bună. Da. Nu ne rămâne decât costică. Și aici, domn profesor, pentru ce mai este ochiul ăsta? Așa. Ochiul ăsta în condițiile în care vrem să... Aici am avut pe două rame, dar dacă așa. Murit, eu l-am închis. Deja iernat, împărțim în două și o parte, două, trei rame rămân aici, două rame, mi se pare că este ghidajul după două rame și celelalte patru rămân în partea asta. După, încât... La fel, cu... Haideți ca să vă arăt și aici se poate... Și poate pune un gât de pet. Se filetează pe Da. Exact. Da. Deci aici e o familie, a doua și mă super. Deci aici am mâncat mai puțin. Deci aici e una, două, trei, patru. Exact. Deci patru familii. Da. Nu sunt cinci. Aici cum mi-au fost. Deci astea sunt doi mai mici. Doi mai mici. Și ăștia mănânc. El și-a organizat așa. Funcții de situațiile pe care le-ai în teren. Puterea familiei. Dacă pe ăsta de două rame lăsat deoparte, murea 100%. Da. Acum ai pus aici la căldură în spatele ăstuia, ăstor două, este boier. Da. Deci ăsta are căldură dintr-o parte, din alta, este băgat la mijloc. Și el scoate pe aici. Da, dragilor, vedeți. Deci are și pe bază de usturoi, are și pe bază de protofil sau cum îi mai zice, și vitamine. Deci toate trei le-am pus. Este minunat. Fiecare ce vor. Dar vedeți că se duce tot la mieri. Sigur că da. Dar se duce și aici. Deja am început. Ciugulește și acolo. Dacă le-ai pus astăzi, parcă spuneai. Astăzi. Păi, eram, când m-a sunat dumneavoastră, eram în stupină. Așa. E acum proaspăt. Ce vrei de 3 ore, 2 ore jumate, 3? Da. Ce vrei să ai deja consumat mate? Ei, am să zic că sunt mai puternici așa într-un fel. Da. Nu uite și la altul, iau la altul care... Costică, mulțumesc frumos. Ți-am zis, mă și grăbesc. Dragilor, deci omul nu stă pe gânduri. Iată adăpător făcut. Da? Ia uitați. Deci este cunoscut în literatură peste tot, dar omul nu stă pe gânduri. Are toate preocupările pentru ca să facă o treabă deosebită. Da. Iată. Și fiecare. Da, Costică, e minunat. Aici are 3 rame. 3 rame. Superb este. Nu, aici trebuie să mai insistăm. 3. Deci, ăsta iese acolo, ăsta acolo, dar ăsta pur mai iese. Ăsta l-am împărțit în două. Deci vedeți, una pe parte, una pe parte. Da, este nemaipomenit. Da. Deci, aici mai sunt încă două. Da. Uitați deja. Puh. Da. S-a dus aici. Da, Costică, este extraordinar. Pe două rame, un roi micuț, pe două rame. Da.
Și știi ce? N-avea nicio șansă ăsta. Ăsta murea 100%. Da, așa este, da? El l-a salvat în felul ăsta. Lada este plină. Costică. Da, am venit cu domn profesor, am venit atunci la dânsul. Eram speriat din toate. Am zis, băi, ce fac? Am o ramă, două, mângătumă. Și ăla pe trei, ăla pe două, ăla pe patru. Cu durere de cap, nu dorim la noaptea. Da, nu mai știam da, ce să facă, să facă, ce să facă, da. Dacă el e mor așa și după aia își face albina pentru iernare. Așa, da. Și când să-și facă albina pentru iernare, ce să facă? Pe două rame, ce boală. Da, 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 da. Nu, nu știa ce să facă. Și eu tot ce-am pus de asta Costică, de la zic, mă, dacă tu faci chestia asta, să vezi. Așa fac, domn profesor. Îi strâng. Deci mi-ați spus loc... dumneavoastră ce trebuie făcut. Da. Și imediat am venit. În loc să stau cu nu știu câte lăzi, deci, cu, și să moară, și moară. Lada plină, mă. Lada plină. Și plecat. Deci să văd și pierde. Deci acolo v-am zis că am pierdut. Am zis că m-am pe undeva unde am pierdut. Costică, cine are... Cine... Stai mă, da, tu pleci din 19, 60 și tu vrei să n-ai, n-ai pierdut nimic. Am sperat că merg 100-100, dar nu. Hai mă că... O mulțire de 6 ori. Da, 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 6 ori da, și ceva. La fel, slăbi, dat deja deci, început dragilor, să umbli. No, no comment, no comment. Peste tot, da, da, da. Costică, acest film... V-am face în conjurul apiculturii din lume. Dacă reușesc să-l și traduc într-o altă limbă... Deci acum, este... la ora actuală, cine iernează pe 5 pe roiuri? Într-un stup? Nimeni nu. Păi să vedem cine este. Da, da, da. Nu, nu pot să se leagă. El, cum s-a apucat de treabă, ăștia vor fi full. Full cu puieți. Sunt 3 și 2 acolo, nu? Da, 3 și 2. Acum consumă puțin. Da, da, păi da, nu da, consumă decât da, pentru da, crescutul da, puietului. Da, fii atent ce spune. Dacă era mare asta și vreo într-un stup? Nu pornea deloc. No. Nu pornea deloc, așa la murea, nici n-ajungea. Da, atenție, nici n-ajungea. Mai sunt câteva chestii, când trebuie făcută mutarea din ăsta cu 5, așa, trebuie să iei 3, Costică, 2. Fac toată discuția foarte atent, pentru că îmi place foarte dar tare. Dar știi ce ar trebui? Ar trebui chiar aici am venit. Aici viu. Atunci deci nu discutăm. Exact deci, da, 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 da. Deci Costică, nu discut. Da. Când ai sesizat că e full de albină, da, viu și faci în concret, că numai tu ai acum 5 într-un. Este fantastic. Da? Mai iau un cul, ca să nu. Nu contează, deci eu merg la fiecare. Da, da, deci pur și simplu, pur și simplu mai... Profesorul a stat până la 4 dimineața și v-am urmărit. Deci toată noaptea, într-una, într-una. Soția la un moment dat s-a plecat din cameră de acolo. Mai puțin. Mai, dar ce tot faci acolo? Aici deja și-a dat drumul chiar tare. Văd da, 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 da. Aici, da, un pic, aici mai puțin. Cred că are mâncare. Aici văd că din loc, nu-i. Este nu știu, posibil să fie ceva, nu știu. Nu, lasă să vezi dacă ți apare te albina. Da. Într-o să vezi ce este. Da, nu, 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 nu desfaci. Eu am făcut azi unul. Păi da, am da, văzut că nu mănânc. Deci atâta timp cât văd că am albină da, sus, sigur înseamnă că regina este acolo, este nucleu, deci, este... Tragii, lucrează. Nu. Da, deci da, unde nu am... Început să aici să vezi ceva cu noi. E posibil ăsta să fie ăla care v-am zis eu mort. Nu, dar totuși am mâncat. Nu intra deci, în panică, nu intra în panică, că o ciuguli ceva. Ceva nu posibil e. Posibil să aibă mai puțin. Da, nu, da, 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 s-a urcat. Da, 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 da. Oricum, lasă așa, da, urmărești. Aici. Da, când am început, două. Matca nu i-a găsit. De acolo. Ramul proaspete. După aia. Boci puț puse. Da, da, da. După aia. Matca nu ou. După iar patru boci, iar puse. Și tot așa până când și-o dat da, drumul. Da, nu, da. Dar și credeți noastră... că gata, bați din palmii și ți-o ieșit nu, nici vorbă, roiul. Totul nu înseamnă muncă, foarte, grijă, meticulă. De aceea, da, de aceea trebuie să le spunem prietenilor noștri că se poate, dar investind muncă, dragoste. Da. Costică, fără dragoste, dacă te apuci de făcut albinărit cu gândul la câștig pentru a doua zi, da, n-ai nu, făcut nimic. Nu, dacă nu tu trebuie să iubești da, albina, da, da, pur și simplu, să o iubești. Da, da, da. Minunat, minunat. Dar știți ce vreau să vă mai întreb? Te rog. Când dumneavoastră puneți câte luați boci și puneți câte două, trei, de ce nu puneți numai una singură? De ce tot cu riscul ca să fiți sigur că... În cazul în care o moară, da, mai rămâne unul. Deci trebuie să vedem așa. Din cele două, trei boci care le-am pus, da, pot să apară și diverse evenimente pe care nu le știi. Înăuntru acolo nu știi ce se întâmplă cu botca respectivă. Dar trebuie să am, să spunem, și șansa de a spune așa. Dintre cele
două, trei, deci, au stadii diferite, da? Dacă a ieșit prima și am avut o sumă, mai ales la început, acum o ai sub control, când o ieși eu, poți să o pui într-un bigudiu, nu știu ce, dacă îți place cum arată, atunci le iei pe celelalte și le plantezi în altă parte. Trebuie să umbli imediat, că altfel... Păi da, știi la câte zile ecluzionează, nu știu, însă nu poți să avea, una dintre ele va ecluziona prima, da? Una din ele. Păi de asta, ca să nu le pierzi pe alte două sau trei. Păi da, dar eu insist, spunându-ți așa, că în funcție de aceea care a ieșit, dacă e de calitate, atunci înseamnă că le poți să recolta pe celelalte și le duci în altă parte. În altă parte, da, să, da. Dacă e proastă, că s-ar putea să fii, sau ești tu o ciungă eu, de... Dar eu începător, cum le cunosc care e mai de calitate, care mai e de calitate? Deci marca trebuie să fie, dacă vrei, din bocile care le pui acolo, trebuie să fie boci frumoase, mari. Mari, da. Bocile mari, așa da. Le alegi tu. Da, da. Ce înseamnă că au fost luate la nivel de ou și că au fost rănite foarte bine. Da. Când, nu știu dacă a avut, aici. Da. Așa aici, da. Uite, uite. Ia uitați-le cum. O frumusețe, o frumusețe. Da, da. 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 Având căldure. 3, 2. Ăsta-i secretul. Având căldure. O pornit. Lucrează. Da, 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 a pornit. Da, da, da. La fel aici n-am, nu știu, ceva este. O să n-am vezi... umblat înăuntru. Nu, n-ai umblat, pur și simplu, nu. Numai din aspectul exterior. Și ai pus-o astăzi, da? Are mâncare aici. Da, 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 da. Superb. Iar superb, superb. Uite, uite, uite cum ăsta, ăsta putea să fie zero. Ăsta putea să fie zero, pierdut, da. 100%, da, condamnat. Da, da. Dar că este cu două rame, este perfect. Da? Ce deci, dacă ies să mai duci? Nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă, nu că el la mâncare îți duc acum. Atâta. Treaba de acolo până acolo, merg. Deci nu e problema asta dacă cecule. Povestea este... Că acolo ele au condiții, căldura. Numărul 1 este căldura, da, acum. Da, căldura. Au nevoie de 30 ceva de grade? Oh, de unde ar veni dacă nu ar avea căldură, nici ar veni la lucru. Sigur, sigur. Să-mi pregătească, iar niște stupi, niște lăzboale. Uh-huh. Hai, mă. Da, v-am spus că ajung la guvern și pe cele două probleme am să insist. La, am avut fiul cu Cioloș, am stat de vorbă cu Cioloș. Am văzut, nu? Am văzut, așa. Am văzut, da. Și Cioloș insistă să mergi la Irimescu, la Irimescu să mergi la agricultură, acolo sunt foduri. Dar cel puțin spuneți problema asta, zona Oneștiului, deci noi aici, da. Zona Oneștiului, platforma. Deci cauciuc, începând de la gară, iuc, cauciuc, rafinărie, chimic, termo, nu mai este nimic, nimic, nimic. Extraordinar, mort. Deci oamenii mort. Sunt înnebuniți, caută deci, locuri de muncă. Nu sunt locuri de muncă, deci nu sunt locuri de muncă. Ce îmi spui acum e minunat. Da, da, da. Deci oamenii care... Da. Și asta ar fi o șansă pentru ca ei să se agațe de ceva, sigur, să facă sigur, ceva. Sigur, sigur. Nu faceți grăzic, eu încerc să-i bag înăuntru. Da, da, da. Da, stai o secundă. El ies. E, așa. Uite așa, așa. Da, ești tu, ești. Ești da. Ce să-i fac? Gata. Încă nu sunt reali. Nu sunt da. Reali. Da. M-au înțepat astăzi vreo patru. Da. Deci asta îmi place foarte tare, atenționarea asta. Da. Deci combinatul petrochimic Borzești a dispărut. La chimic, cum să le spunem lor ca să ne înțeleagă? Poate filmulețul ăsta să ajungă la cineva acolo să audă. Zeci de mii de locuri s-ar putea crea la nivelul țării, da? Exploatăm zone melifere, creăm locuri de muncă, împădurim zone degradate, schimbăm starea de sănătate a familiei respective și a vecinilor și mai departe, pentru că când suntem posesori acestor, intrăm în posesia acestor produse apicole. Deci, vedeți, cu impact extraordinar asupra ceea ce înseamnă starea de bine a unei familii. Da, da, așa este, da. Da? Da. Sper să reușesc, da. Costică, am zis că stau numai 2 minute, 5 minute și parcă nu vine să plec. Nu mai vine să plec descoperind atâta dragoste și atâta bucurie pe care o ai tu. În prezentându-mi. Bucuria ta mi s-a transmis complet și mie. Așa, am uitat de oboseală. Că ele vin, te miroase. Spuneam că știi că viu de la Sibiu. Viu de la Sibiu acum. Da, din Onești, din Brașov, Sibiu, Sibiu acum la Bacău. Dar mi-a trecut complet oboseala. Da, da. Parcă nici n-am condus un kilometru. Realizarea aici. Da, mă. Bucuria asta de a realiza atât de mare, ceva. Atât de mare. Dintr-un unul să faci 5-6. 5-6. Da, da. Deci este extraordinar, extraordinar. Și dacă eu n-aveam încercarea aceea cu 3 ani când m-am aflat în situație dificilă, când am strâns de-am avut 5 într-un nu-ndrăzneam,
E Costică nu avea un model. Da, așa este, da. Da? Era descoperit. Dar a spus, când o vin la mine astă vară, i-a spus, Costică, nu te alarma, îi strângi... Deci, după, da, te, se poate. Se poate, îi strângi în 5 într-unul și ai făcut o treabă deșteaptă. Da, da, da. Gata, deci nu mai discut. Deci ați văzut pe fiecare. Da, da, mai da. Mai sunt unii mai slăbuți, alții mai dezvoltați. Costică, o să vezi, eu mă rog la bunul Dumnezeu, să viu aici să fac acea expandare. Și cu expandare. Da. Și să fie ceea ce poate mulți n-au bănuit vreodată, că se poate întâmpla. Da, da, se poate întâmpla. Îți mulțumesc încă o dată, Costică. Domn profesor, și eu vă Doamne mulțumesc. Ajută și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit. Și mi-a părut bine de... Așa. Am văzut mașina și chiar am vrut acum, nu îndrăzneam, dar totuși... Zic, da, totuși da. Opresc ca să văd ce da. Se întâmplă. Mă bucur mult. Mă bucur mult că ați venit, da, pentru că, da, iată, ad hoc, da, fără da, să fie da, fost da, o chestie plăcută. Dar uite că asta a fost situația. Da. La revedere, dragilor. S-a notat. Pe curând.